Spectaculos! Bine, 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 spectaculos! Bine. Mamă, mamă, mamă! Iată X-Factor 2020 ne demonstrează cu pandemia de rigoare că revine în forță, dar revine bine de tot în forță. Aceasta este piesa mea de suflet. De ce? Îmi aminte și de o persoană foarte dragă mie, de mama mea. Cred că e mândră să te asculte. Probabil e, nu știu. Adică probabil. Nu mai e printre noi ea. Pare rău, pare tare rău. În interiorul meu sunt două persoane într-un fel. O persoană care vrea să plângă, sunt eu care vreau să plâng și vreau să fiu fata mamei și vreau să fiu încă un copil și vreau să fiu alintată de mama mea și apoi sunt tot eu, cealaltă eu, care spune mereu că trebuie să mă maturizez, trebuie să mă descurc, că indiferent de ce se întâmplă, eu trebuie să merg înainte. Nu exista o problemă care să nu aibă rezolvare. Când mama mea îmi spunea ceva, eu nu mai aveam absolut nicio grijă. Aveam ceva special. Și încă avem. Încă avem, chiar dacă nu pot să mai văd. Eu știu că ea mă vede oricum și are grijă de mine. Pot să te întreb când te-ai despărțit de mama ta? Acum 6 luni. Acum 6 luni, da. Și cum ai reușit? Dă-le un suport și celor care trec prin asemenea momente și care te văd acum și te-au văzut cât de puternică ești și cât de matură pentru vârsta ta. Nu cred că pot să ajut eu cu nimic. Suportul acesta trebuie să vină din interior. Niciodată nu poți fi pregătit pentru un așa moment. Este un răspuns extrem de matur. Extrem de matur. Să ai o asemenea fată să cânte așa, cred că acolo unde e, se simte mândră. Ai fost extraordinară. Cuvântul meu pentru tine astăzi seară este senzațional. Bravo! Mulțumesc mult! Eu nu știu ce se întâmplă cu generația asta de fete, 17-18 ani. Deci ești cel mai norocos, Ștefan. Cel mai norocos. Asta, da, cel... Nu mai există nimic, n-ai cum. Nu ai cum, asta e. A fost atât de aproape de perfecțiune. Felicitări! Mulțumesc mult! Mulțumesc! Ai starea care trebuie, ai o voce senzațională, ești frumoasă și cred că ai toate ingredientele pe care ar trebui să le aibă un câștigător de X-Factor, așa că astă seară ai dat de la... Mulțumesc mult! Da, și din partea mea! Mulțumesc! Da, draga mea, Selena! Mulțumesc mult! Pentru tot ce am văzut, e direct în vodka! Ai dat de la... Mulțumesc! Mulțumesc! Bravo, bravo. Mulțumesc! Bravo, Serenada, Alexandra! Serenada, ce ești! Gândește-te că te îmbrățișăm chiar dacă nu ajungem la tine. Bravo, curat! Senzațional! Copilul ăsta e făcut pentru scenă. A fost atât de aproape de perfecțiune această copilă. Și pe mine m-a amuzat faptul că pe ea o cheamă Serenada pe bune și că se apropie de... Treaba asta, adică e acolo, cu numele, cu trupul, cu vocea, cu tot. A fost super, tare! Da, știi ce mai bun, că să mai bun. Eu cred că lupta va fi... Mi-a dat și cu firma în cap, doamnă bunică, cu grupa asta. Deci anul ăsta cred că lupta va fi, battle-ul va fi între voi doi. Ștefan a adăugat încă un concurent pe lista celor...